Stare de urgență în Bolivia. 1100 de hectare de terenuri agricole au fost distruse de lăcuste. Insectele au invadat culturile din apropierea orașului Santa Cruz. Regiunea este principalul furnizor de produse alimentare. Potrivit autorităților, se așteaptă ca insectele să distrugă 80% din roade din acest an. Președintele țării a anunțat că $655.000 vor fi investiți pentru distrugerea lăcustelor. Ca ele să nu ajungă și în alte regiuni ale țării, va fi construit un cort uriaș deasupra terenurilor care au fost deja afectate. Ultima dată, regiunea Santa Cruz s-a confruntat cu o invazie de lăcuste acum 25 de ani.